Este foarte important și simbolic faptul că această primă vizită oficială a doamnei prim-ministru a conducerii Guvernului Republicii Moldova de la preluarea mandatului are loc în România, la București. Este important pentru că România a fost, este și va fi cel mai constant și dedicat susținător al Republicii Moldova, în mod direct, concret, pentru transformarea democratică a țării și pentru atingerea nivelului de prosperitate și securitate pe care îl doresc cetățenii săi și pentru parcursul său european. Este simbolic pentru că România a susținut prin acțiunea sa transferul pașnic de putere care a avut loc la Chișinău pe 14 iunie și care a pus capăt situației de criză politică. Am transmis și transmit și pe această cale doamnei Sandu și domnului Năstase mult succes în acest mandat deloc ușor. Doresc în același timp să-i asigur și cu acest prilej de tot sprijinul României și al meu personal pentru eforturile guvernului de la Chișinău în condițiile angajamentului clar și concret al noii coaliții guvernamentale pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru avansarea parteneriatului strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Așadar, am evidențiat susținerea clară a României pe aceste coordonate. Totodată, i-am informat pe distinșii mei oaspeți despre disponibilitatea României de a acorda, pe baza solicitărilor concrete ale Guvernului de la Chișinău, asistență dedicată consolidării instituțiilor din Republica Moldova. De aceea, la inițiativa mea, administrația prezidențială a transmis deja Guvernului României propunerea de creare a unui grup de experți din ministerele relevante care, împreună cu experții desemnați de Guvernul Republicii Moldova, să identifice de urgență domeniile în care este nevoie de astfel de asistență, iar pe baza acestui demers să fie demarate proiecte concrete. Partea noastră a României deja a constituit acest grup și deja a avut o primă întâlnire. Salut faptul că doamna premier Sandu a răspuns pozitiv acestei propuneri. Voi urmări personal derularea de către guvernele României și a Republicii Moldova acestei inițiative. De asemenea, astăzi am discutat și despre importanța continuării proiectelor bilaterale de cooperare derulate de România cu și în Republica Moldova, mai ales a celor strategice de interconectare energetică. Abordarea noastră în derularea proiectelor bilaterale va fi centrată pe nevoia asigurării prosperității cetățenilor Republicii Moldova și apropierii Chișinăului de Uniunea Europeană. Eu cred cu tărie că Uniunea Europeană, în conformitate cu angajamentele asumate față de Republica Moldova, prin parteneriatul estic, prin strategia globală a Uniunii Europene, trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor cetățenilor din Republica Moldova, care în majoritate și-au exprimat sprijinul pentru agenda europeană, după cum s-a confirmat și la alegerile parlamentare din 2019. Am menționat în discuția de astăzi demersurile pe care le-am întreprins eu la nivelul Uniunii Europene în sprijinul Republicii Moldova. Astfel, după cum știți, am obținut includerea în concluziile Consiliului European din iunie a angajamentului Uniunii Europene pentru susținerea prin măsuri concrete a reformelor
din Republica Moldova. De asemenea, România, în coordonare cu partenerii săi europeni, va susține deblocarea asistenței financiare a Uniunii Europene pentru Republica Moldova, necesară investiției în reforme, dar și trimiterea de experți europeni, inclusiv sigur români, reluarea activității Comisiei Bilaterale pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova și alte asemenea măsuri. Totodată am reiterat astăzi importanța majoră acordată de România reglementării conflictului din regiunea transnistreană cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova în cadrul granițelor sale recunoscute internațional și cu neafectarea vectorului pro-european.